Un loc, un moment și un eveniment istoric. Oradea, 3-6 noiembrie 2011, al 14-lea sinod al episcopilor catolici de rit oriental din Europa. Sub patronajul Consiliului Conferințelor Episcopale Europene și la invitația Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, sinodul a pus spre dezbatere o temă veche și mereu actuală, evangelizarea. Pentru că vestea cea bună este mereu nouă, este cuvântul Domnului care zidește și aduce pace. Più che un tema, la nuova evangelizzazione è un kairos, nel quale tutti siamo chiamati a risvegliare la fede e a costruire comunità cristiane ben radicate nel Signore e forti nell'entusiasmo missionario. E soprattutto vogliamo salutare la Chiesa greco-cattolica in Romania. Con la nostra presenza vogliamo sottolineare l'importanza storica, rilevanza odierna, importanza per il futuro della presenza del lavoro apostolico della Chiesa greco-cattolica rumena in questo paese. Luați Spirit Sfânt, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. La aceste cuvinte ale Mântuitorului, fiecare dintre ierarhi este îndemnat să iasă din sine, să meargă, să predice vestea cea bună, să transmită mereu și mereu cuvântul Evangheliei. Aproximativ 70 de reprezentanți, episcopi, preoți și specialiști ai Consiliului Conferințelor Episcopale din peste 10 țări din Europa, în care Biserica Catolică este prezentă în tradiția orientală, s-au întâlnit pentru a discuta și a se ruga. Astfel, după deschiderea lucrărilor în ziua de 3 noiembrie, când au luat cuvântul mai multe personalități ecleziale și civile, ziua de 4 noiembrie, a doua zi a sinodului, a început în numele Sfintei Treimi, prin celebrarea Sfintei Liturghii la Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae din Oradea, avându-l ca celebrant principal pe preafericirea sa Sviatoslav Sevciuc, arhiepiscop major al Bisericii Catolice Orientale din Ucraina. Preafericirea sa, împreună cu ceilalți ierarhi și preoți, s-a aflat în mijlocul poporului lui Dumnezeu, subliniind astfel importanța misiunii de evangelizare a Bisericii, care se adresează în mod direct credincioșilor. Liturgia Bisericii Orientale s-a aflat printre aspectele principale ale lucrărilor sinodului de la Oradea. În acest sens, noua evangelizare a Europei are ca moment inevitabil reafirmarea centralității experienței mistice în care omului este dat să experimenteze în istorie întâlnirea cu Dumnezeu. Din reflexiile lucrărilor, mai reiese faptul că bisericile orientale catolice din Europa trebuie să-și aducă o contribuție specifică și unică întregii biserici catolice, precum și procesului deja în curs al noii evangelizări. Se poate vedea cum și aceste biserici se confruntă cu noi provocări pe care societatea actuală le aduce misiunii bisericii. Lucrările sinodului, ce au avut loc în aula magna a seminarului teologic greco-catolic de la Oradea, au fost completate pe parcursul celor 4 zile ale desfășurării sale de numeroase intervenții și dezbateri, toate având în centru viziunea misionară a Bisericii în multiplele sale aspecte, iar rezultatele lucrărilor se vor aduna într-un raport ce va fi trimis Secretariatului Sinodului Episcopilor în vederea celei de-a 13-a adunări generale ordinare a Sinodului Episcopilor de anul viitor de la Roma. Evangelizarea s-a făcut din primele secole și continuă să fie nouă mereu. Este o manieră de abordare și de transmitere a Evangheliei pentru contemporanii noștri și în mod cu totul special pentru credincioșii noștri, pentru ca să aprofundeze, să trăiască mai aproape de Hristos. Monsignorul Rino Fisichella, președintele Consiliului Pontifical pentru Noua Evangelizare, ne-a vorbit și ne-a introdus
efectiv în această temă a manierei în care ceea ce este vechi rămâne nou, ceea ce este antic este contemporan și valoros pentru noi. Iar tot ceea ce facem și aceste zile, cred că au dovedit în plus că nu dorim să facem nimic cu emfază, ci cu foarte multă simplitate, sinceritate și libertate și în același timp să ne aducem o modestă contribuție a noastră la Sinodul Episcopilor din lumea întreagă de anul viitor, care va avea loc la Roma. Thank you.